care de rezultă doctorale. De fapt, noi aici avem să punem și o să discutăm și după aceea. Pentru că, de tortura se limitează la rezultate doctorale. Și atunci, dacă raportul este pe primul medicul legal, se limitează doar la evaluarea gravității doctorale, atunci, evident că, în acolo, acest raport, în documentare medicală a măturii, evident că, descrește. Vă rog, alte întrebări? Yeah, I'd like to thank Alexandra for the excellent presentation. It's very informative and also într-adevăr foarte detaliată și informațională și eu aș vrea să subliniez că subliniez și activitatea noastră, lucrul noastră în ceea ce privește aducerea probelor față de Curtea Europeană. Întrebarea mea este cât de eficient este a fost litigarea în procesul în Curtea Europeană și cât de efectiv, s-a schimbat procesul în Republica Moldova în baza recomandărilor sau a Curții Europene, fiindcă noi am văzut cazuri în alte țări când avocații au avut succes în ceea ce privește examinarea cauzelor, prezentarea cauzelor la Curtea Europeană, dar întorcându-se acasă la nivel național, procesul sau cazuri, numărul de cazuri cu privire la impunitate și documentarea probelor poate nu s-a schimbat atât de mult și eu aș fi vrut să știu mai mult de la dumneavoastră despre acele schimbări care s-au produs, sper că s-au produs drept rezultat direct al proceselor pe care cauzelor pe care le-ați prezentat la Curtea Europeană și anume Asociația Promolex și cum aș vrea să știu cum lucrați cu comitetul de ministre. De ce la cunoștință publică este situația tortură, precum și confirmarea de către Curtea Europeană că a avut loc o violare, în mod special să luăm chiar și de cadrul Burguru, Colibala, care a fost medializat foarte pe larg, a influențat pozitiv situația respectării drepturilor omului, în special în ceea ce privește aplicarea tratamentului umane și torturii. Evident, la moment există la noi situații care este greu de depășit și e vorba despre locuri de detenție și corespunderea acestor către standardele europene. Deoarece, după cum am expus, să luăm chiar același penitenciar numărul 13, deci chiar dacă au existat o mulțime de dosare prin care s-a constatat că detenția acestei penitenciare prezintă un tratament inuman și degradant ca urmare a condițiilor de acolo, în fond, situația nu s-a schimbat. În ceea ce privește aplicarea torturii fizice, deci trebuie să constat că, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat și evident asta se datorează modul de implicare a organizațiilor internaționale la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova și, a constatărilor Curții Europene. Deci, autoritățile au devenit mult mai prudente și deci asta se simte undeva. În regulă, situația este alta în regiunea de est a Republicii Moldova și ca, nu replică, dar ca o mică explicație de puțin din domnul Pădurevici, Asociația Promolex, de fapt, are în jur de 80 procente din dosare în fața Curții Europene, numai din regiunea transnistriană. Cu siguranță acolo nu are acces nici NTM-ul, nici medicul. Deci eu am încercat să prezint care ar fi totalitatea de mecanisme, de probe care... Deci, referitor la întrebarea dumneavoastră, evident, aici avem o problemă și vom avea viitor probleme foarte grave cu locul de detenție din regiunea transnistriană. Deci vom vedea care vor fi și hotărârile Curții Europene, sunt o mulțime ajuțare de comunicare deja, depus observații și se așteaptă și hotărârile. Vom vedea cum va aprecia Curtea alegațiile noastre și cum vor fi ulterior implementate aceste hotărâri. În opinia mea, legea unei încheiere efective la nivel național încă există. Deci noi nu ne putem lăuda în Republica Moldova că s-au schimbat lucrurile. Deci procuratura cum nu zicea o anchetă efectivă până la constatările felicitelor, la ceea ce respectiv și nici acum noi nu avem parte de o anchetă efectivă la nivel
nivel național. La nivel internațional, da, e bine, dar victimele de obicei doresc soluționarea problemei aici, acasă, deci dreptul de omul trebuie să vină acasă și nu trebuie să petrecem noi după ele. Și respectiv, mai e foarte multe lucruri pe mine în acest sens. Procuratura trebuie să-și facă treaba. Și procuratura, așa trebuie să fie aici, nu ne lipsește acest capitol. Și noi avem ordonanțe de necepere a urmării penale la nivel național și victimele în continuare apelează la curte. Deci cu executarea condamnării de trecute, nu am probleme aici la nivel național. Lucrurile puțin s-au schimbat la acest capitol și anume vreau să menționez că doar din luna mai 2010, în baza hotărârii Parlamentului numărul 77, a fost reorganizată structura Procuraturii Generale, în așa fel încât și-a găsit apariția o nouă structură acestei, aș spune, Procuraturii Generale în acest sens, cum este secția combatere tortură. Referitor la instructajul procurorilor care activează la moment circa 70 la număr în procuraturile teritoriale și specializate și care sunt responsabili direct de investigarea acestor cauze de tortură și rele tratamente, deci se investește foarte mult în sensul că acești procurori ori de câte ori este necesar și nu numai la necesitate, dar și în cadrul unor proiecte, atât finanțate de către Consiliul Europei, cât și Uniunea Europeană, UNDP, Moldova și alte structuri internaționale, sunt pregătiți, sunt instruiți pentru a se aprofunda în examinarea acestor cauze pentru a da posibilitate ca aceștia să-și perfecționeze capacitățile în sensul examinării mai aprofundate și mai eficiente acestor cauze. Nu știu dacă, stimați domnii avocați, cunosc despre instruirile procurorilor și dacă au observat ei careva mișcări în sens pozitiv la investigarea acestor cauze, dar când este cazul, cred eu, în grupurile de lucruri ne vom referi la cazuri concrete, ca să nu obosim ascultătorii sau la eficiența investigării și care sunt rezultatele investigării și care sunt, știu eu, dacă vreți, punctele propuse și atinse de către investigatori și nu numai aici vreau să punctez și prestația judecătorilor, deoarece noi organizăm deja seminare comune între procurori și judecători și în unele cazuri participăm inclusiv la conferințe și la mese rotunde cu societatea civilă. De asemenea, am planificat în cadrul proiectului UNDP de care așa detaliat s-a vorbit la, deja la această conferință, să facem și seminare comune cu experții medici legiști. Vreau să menționez aici la acest capitol că lucrurile stau mult mai bine, să nu spun prea bine, să fiu înțeles greșit, mult mai bine decât experiența anterioară. Aici clar că vin cu ajutoare atât implementarea protocolului de la Istanbul, cât și aceste implementări ale sugestiilor Forumului Internațional care sunt preluate atât de către procurorii care examinează aceste cazuri, care de fapt sunt în exclusivitate de a examina aceste cazuri după competență, dacă vreți, și sunt acei care nu au alt suport operativ sau de alt gen și ei sunt practic unul la unul, cum spun eu, cu pixul și cu foaia și cu ajutorul experților medici legiști. Și dacă e să mă opresc la puțin la acest capitol, aș vrea să menționez că și medicii legiști, la cum în țară, în Republica Moldova, sunt într-o situație nu prea favorabilă în sensul acoperirii din punct de vedere tehnic și material, dar după eforturile depuse și
cu sprijinul acestui program finanțat prin UNDP Moldova, sperăm să atingem niște rezultate foarte mari. Asta este dată pe scurt, să mă refer la ceea ce avem astăzi în cadrul investigațiilor, preilor, tratamente și a torturii în Republica Moldova. Dacă sunt întrebări, sunt disponibil să am o întrebare pentru domnul Cărăcuian. Vă mulțumesc pentru clarificările dumneavoastră și aș vrea să știu cum în principiu asta lucrează în practică. Noi avem un extras a unei cauze recente împotriva Republicii Moldova, unde este acuzație de încălcare a articolului 3 și aplicarea inadecvată a abuzului. Deci, dacă o hotărâre a Curții Europene a fost livrată, a fost emisă cu constatări de încălcare a articolului 3, deci cum se procedează în Republica Moldova? Cum, în baza acestei hotărâri, veți încerca să, în practică, încercați să schimbați situația astfel încât să vă conformați hotărârii de la CEDO? Există încă o secție specializată care a apărut tot în rezultatul acestor reorganizări a structurii procuratorii generale, cum este așa numită secție implementarea hotărârilor CEDO, care clar că secția combaterii torturii are o activitate practic în comun, mai ales ce ține de violarea, când se constată violarea articolului 3. Și de fiecare dată, ori de câte ori, vreau să menționez aici că nu numai când este deja o hotărâre adoptată de către Curtea Europeană, dar atunci când se anunță că o cauză este pendentă, deci la nivel național se reacționează foarte prompt, în sensul că investigațiile sunt reluate în cazul în care este posibil de a le relua și se întreprind acțiuni concrete ulterior. Suntem într-o colaborare strânsă cu agentul guvernamental și tot prin intermediul secției noastre sunt prezentate informațiile de această structură statală. Iar dacă e să revenim la concret, în sensul deja implementării hotărârilor CEDO, de asemenea este atras o atenție sporită și să spun așa, moldovenește, noi atunci mărim și grăbim pasul în sensul de a obține o soluție reală și definitivă pe cazuri concrete. Astfel, dacă să ne referim puțin la o careva graduistică, aș vrea să menționez că după darea careva hotărâri concrete, aici aș vrea să mă refer la evenimentele din aprilie 2009, deci știm cu toții că am avut de suferit în cazul Taraburca versus Moldova. Deci atunci vă dați seama că am dat niște date în sensul că secția și-a găsit apariția doar după producerea evenimentelor. Este un an și respectiv, după adoptarea acestei hotărâri contra Moldovei, Procuratura Generală, mă refer aici doar la secția combaterii torturii, care este foarte numerică după procurări, număr de 4 tocmai, a revăzut toate cazurile, toate sesizările care au fost investigate anterior în baza evenimentelor și din cele 50 de materiale de refuz. Aici, dacă îți fac o claritate pentru experți internaționali și oaspeții noștri, asta este o investigație pre-penală, aș spune, sau până la pornirea procesului penal.
Deci de toate au fost 108 sesizări, din care 58 s-a dispus pornirea urmăririi penale, dar în alte 50 de cazuri s-a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale. Și în rezultatul revederii acestor 50 de refuzuri în pornirea urmăririi penale, am prevăzut pozițiile și am dispus anularea acestor ordonanțe de refuz cu pornirea urmăririi penale în 14 din aceste cazuri. O persoană vulnerabilă este o persoană slabă, lipsită de protecție, sau o persoană care este ușor de a fi influențată pentru că se află într-o poziție de dificultate. Aceasta, înțeles că definiția poate fi aplicată diferitor tipuri de persoane. Când este vorba de solicitanți de azil, noi considerăm că toți solicitanții de azil sunt potențial vulnerabili. Avem după aceea vulnerabilitățile diferite cât privește vârstnicii, femeile însărcinate, minorii neînsoțiți, după aceea grad înalt de vulnerabilitate când este vorba despre supraviețuitori teoriei torturii, abuzului. În ce privește categoria de înaltă vulnerabilitate, vorbim despre persoane cu nivel înalt de risc, care au anumite caracteristici și pot să manifeste condiții psihiatrice foarte severe. Deci, așa cum vorbim despre traumele extreme, ce sunt acestea? Acestea sunt traume prelungite ca urmare a torturii, relor tratamente, îngrijirilor medicale de anumite fel care pot produce consecințe psihopatologice severe. Deci acest lucru sunt importante pentru că atunci când vrem să elaborăm un instrument pentru identificare timpurie, trebuie să ținem cont de trăsăturile și semnalamentele psihologice, ca toate acestea să fie foarte concrete, specifice și să difere de condițiile clinice ale stresului post-traumatic clasic. După aceea, consecințele traumei extreme includ fragmentarea psihologică, lipsa sentimentului de siguranță, tendința de a fi revictimizat, lipsa unui sentiment coerent de sine și disocierea personalității. Deci, după cum menționam, noi considerăm toate aspectele psihologice care depășesc această procedură de identificare timpurie a persoanelor traumatizate. Deci utilizăm toate acestea pentru a crea un dialog cu instituțiile din Italia, pentru că la anumite momente certificatele medicale și-au pierdut credibilitatea în Italia. De aceea am recurs la probe științifice și clinice pentru a stabili o nouă relație cu judecătorii, cu Ministerul de Interne, astfel încât aceștia să înțeleagă modul în care noi întocmim un raport psihologic și un raport medical. De regulă, când vorbim despre consecințele traumei extreme, este vorba despre instrumente complexe de identificare temporie a persoanelor traumatizate. De fapt, este vorba despre manifestări complexe ale stresului post-traumatic, adică alterări ale personalității, alterări simțului de sine. De asemenea, putem găsi trăsături, așa numite PTSD, de tulburări de personalitate, tulburări de echilibru. Depistăm acestea la solicitanți de azil, pentru că aceștia deseori trec prin și suferă pierderi și suferințe mari. Putem să înțelegem cum aceste tulburări și alterări compromit
în mod sever capacitatea unei persoane să se integreze și să implice, să se poată implica în activități de durată, în activități coerente. Înțeles că toate aceste, pentru toate aceste tulburări există teste pentru a le evalua, însă ar trebui un interviu foarte lung și evaluare foarte îndelungată a acestor tulburări. Iată aici câteva cifre ca să ilustrez cât de frecvente sunt aceste manifestări complexe ale tulburărilor stresului post-traumatic. Și există foarte multă literatură ce privește abuzul asupra copiilor și nu la fel de mult în cazul adulților, însă știm că și adulții pot fi afectați de toate aceste consecințe complexe ale traumei extreme. Cele mai comune, cele mai răspândite sunt modificările impulsive, asumarea riscurilor, disocierile. După aceea avem o incidență foarte mare de tulburări psihosomatice. Aceea este important de înțeles că identificarea timpurie este necesară, nu doar în scopul procedurii juridice pentru procedura de obținere a azilului, ci pentru că aceste tulburări tind să se cronicizeze și să se agraveze în timp. De aceea, unica modalitate pe care o avem pentru a putea ajuta și a mobiliza capacitatea unei persoane de a se integra într-o țară occidentală și de a identifica aceste persoane și de a implementa programe specializate de tratament. De altfel, consecințele obișnuite sunt lipsa totală de integrare. Acum despre instrumentul pe care îl elaborăm. L-am elaborat și l-am utilizat în Italia în ultimii ani. Noi îl numim ETSI interviu, adică interviul pentru identificarea supraviețuitorilor traume extreme și torturii, care a fost elaborat ca un fel de instrument semiclinic la prima etapă. Este împărțit în 5 secțiuni, deci simptome aferent, istoricul post-traumatic sau traumatic, a treia secțiune, rezistența, o parte, o secțiune care trebuie să fie completată de clinician cu propria evaluare și anumite informații adiacente. În cadrul acestui interviu am creat un sistem de triaj, de triere, adică punctăm la toate aceste rubrici, toate aceste secțiuni și ajungem la un punctaj de triaj, de triere, adică în baza căruia se evaluează probabilitatea pentru necesitatea de tratament. Însă acest punctaj nu este punctul principal pentru determinarea tratamentului. Se poate fi util pentru a face screening unui mare număr de persoane. De exemplu, în Italia avem centre mari de recepție unde pot să fie câteva sute de oameni, 700 de oameni în același moment. Deci în astfel de situații, trierea poate fi utilă. Când este vorba de centre de recepție mai mici, această triere nu este necesară. Apoi, noi de asemenea considerăm că instruirea specifică este fundamentală, este absolut necesară pentru efectuarea acestor interviuri. Noi am avut posibilitatea să mergem la toate aceste 10 centre de recepție în Italia și toți colaboratorii au participat, adică medicii, psihologii, dar și asistenții sociali,
gardienii, polițiștii, adică nursele, toți au participat în aceste traininguri. Și asta pentru că în prima parte, deci inițial, am vrut să-i sensibilizăm pe ei ca să recunoască semnalele pe care le prezintă persoana, deci semnalele care le indică că persoana a suferit o traumă sau o tortură. Pentru că avem de regulă echipe psihologice și medicale în toate aceste centre, însă ei nu pot să îi examineze pe toți cei care vin la aceste centre. Și de regulă sunt alți colaboratori care îi trimit pe acești, deci pe aceste persoane venite la centre, îi referă pentru interviu. Inițial am folosit interviurile în centrele și în spital. Apoi în 2010 am făcut un experiment de probă în toate centrele de recepție din Italia. Instruirea a avut loc între lunile februarie și iunie 2010. Apoi toți psihologii și medicii din aceste centre de recepție au început să utilizeze interviurile într-o perioadă între 6 și 10 luni. În aceste luni am făcut 207 interviuri care au fost trimise centrului nostru pentru analize statistice. Dintre aceste 207 interviuri, unele nu au fost preluate pentru analiză ulterioară pentru că nu au fost completate, nu au fost efectuate corespunzător. Deci în cele din urmă am putut să efectuăm analiza statistică la 148 de cazuri de interviuri. Am utilizat Cronbach Alpha pentru a evalua fiabilitatea intervievatului și am analizat și corelarea dintre interviu și altă parte. Deci, printre aceste 148 de persoane, 55 au fost îndreptați spre centrul nostru, astfel încât am reușit să efectuăm o evaluare mai amplă, mai profundă și am reușit să facem o corelare între evaluarea noastră și evaluarea pe care au făcut-o inițial specialiștii de la centrele de recepție. Și în ambele cazuri, analiza corelarea a celor 148 de interviuri și am început corelarea cu analiza cu evaluările noastre, am găsit rate de corelare foarte mari. Să vă arăt puțin cum a fost structurat interviul. Iată aici pe prima pagină informație grafică esențială. Nu știu dacă se vede, deci experiență post-traumatică, rezistență și evaluarea clinică. De toate acestea s-a ținut cont pentru latriere și în funcție de punctaj, noi determinăm dacă era probabil, improbabil, adică improbabil, probabil sau foarte probabil că persoana în cauză a fost victimă, a suferit de traumă. Simptome legate de traume au fost incluse, 18 astfel de simptome au fost incluse în interviu. Acestea s-au axat pe multe tulburări psihologice, deci de la simptome post-traumatice până la simptome depresive, simptome somatice, apoi simptome de excitare și simptome de disociere. Apoi, în funcție de punctajul la fiecare punct, deci se ajunge la o aprecierea severității simptomelor. Experiența post-traumatică, adică secțiunea privind experiența post-traumatică,
Am inclus-o și pe aceasta, însă ne-am gândit că doar episoadele narate spontan trebuia să fie colectate. Adică nu era momentul ca specialistul să investigheze prea profund experiențele post-traumatice. Dacă persoana intervievată în mod spontan vorbește singur, noi colectam acea informație. De altfel, dacă nu, atunci colectam alte informații de bază. The third section is secțiunea a treia se axează pe rezistența. Rezistența, în opinia noastră, este un subiect foarte important pentru că unele persoane aceste reguli determină modalitatea în care o situație clinică evoluează în timp. Pot să existe persoane cu condiții clinice foarte severe, însă care manifestă oricare nivel de rezistență și au și o evoluție mai bună și o reacție mai bună la tratamentele psihiatrice și psihologice. De aceea le-am inclus. Și a patra secțiune este evaluările clinice. Noi cerem clinicienilor noștri să ne spună dacă persoanele au avut experiențe traumatizante anterioare, adică ca să ne spună dacă crede că a avut astfel experiențe sau dacă a avut experiențe de tortură sau experiențe violente. Adică noi cerem, îi întrebăm pe clinicienii noștri să ne spună dacă reușesc să afle de la persoane intervievate. După aceea, includem și alte informații care nu, informații clinice care nu le luăm în calcul pentru la triere. Le includem ca să avem tablou mai complet al persoanei, ca să știm în ce condiții, cum a trăit anterior persoana, ce s-a ocupat, ce credință avea, ce păreri, familia. Și acestea sunt foarte utile pentru a face anumite pauze în timpul interviului, când devine deja prea dur, prea greu să vorbească despre simptome traumatice, despre experiența traumatică pe care a trecut. La un moment dat, în timpul interviului, este bine să se facă o pauză în timpul interviului și să fie întrebat despre altceva. După care să se revine la simptomele traumatice sau la experiența traumatică. Până în prezent, am testat și am efectuat o primă validare a interviului în Italia. După aceea am avut oportunitatea să începem cu o experiență de probă în unele țări din Africa. Urmează să mergem în Camerun foarte curând. Se vor utiliza aceste interviuri în tabere de refugiați. Deci s-a considerat că astfel de interviu s-ar potrivi pentru situația de acolo. Deci scopul nostru este să testăm metoda acest interviu în populația țărilor din vestul Africii. După aceea, am gândit că ar fi bine să găsim alte țări din Europa care au sisteme de recepție similare, adică un sistem în care majoritatea refugiaților sunt ținuți în tabere mari și unde există personal de psihologi și medici care pot să utilizeze acest instrument. Nu, altceva nimic. Și după aceea să aibă posibilitatea eventual să testeze această metodă, acest instrument al interviului și în alte țări. Cam asta am multă răspunde. Vă mulțumesc. Ok, we have now heard bine, deci acum cum pot fi identificate persoanele vulnerabile, refugiații care ar putea fi victimele torturii. Acum însă vom procede la măsurile de documentare psihologică în vederea aplicării acestora în identificarea torturii și folosirea acestora în cauze de tortură drept probe.
Deci, de ce în general să ne gândim la documentare în documentare psihologică în rapoartele noastre? Deci, deci sunt careva diferențe, există oare careva diferențe între rapoartele psihologice și între și rapoartele medico-legiste și alte rapoarte? Deci, vă voi povesti cum folosim documentarea, cum o aplicăm. Deci, cum ați auzit din prezentarea precedentului raportor, pentru noi este foarte important ca supraviețuitorii să aibă impresia că ei sunt tratați în mod echitabil, în mod corect. Deci asta ne dă de înțeles că e nevoie de niște căi corecte. Deci dacă de asemenea vă implicați în tratarea și pregătirea, repararea victimei, trebuie să vedeți că acest tratament și este parte a procesului legal, procesului juridic și procesului medical, fiind ele nu merg unul fără de altul, fiindcă supraviețuitorul nu poate să-și trăiască o viață normală, fiindcă a pierdut totul și nu este deja un om ordinar, deci este o diferență. De aceea, lucrul de reabilitare trebuie să include elemente de promovare și lobby și documentare. Deci, noi avem și raport cu privire la drepturile drepturile persoanelor cu privire la violare, violență. Deci noi acestea incorporează și cunoștințele prevăzute în protocolul din Istanbul. Trebuie de asemenea să menționez că constatările psihologice este un lucru destul de provocator, fiindcă noi trebuie să stabilim această legătură între procesele sociale și juridice. De cum specifică medicii cliniști, în primul rând avem angajamentul față de principiul de a nu face mai rău. Deci, dacă veți explora într-un mod delicat, într-un mod o situație foarte vulnerabilă, dacă veți cunoaște ce trebuie, cum să ajutați persoana, în primul rând trebuie să țineți minte că nu trebuie să faceți, trebuie să faceți tot posibilul ca să nu-i faceți mai rău. Noi, într-adevăr, folosim documentarea în advocacy, dar menționăm și toate restricțiile, ținem cont și de restricții și trebuie să menționez că dacă vrem să facem documentare, trebuie să ținem cont și de unele obligații. De exemplu, trebuie să informăm clientul, să informăm supraviețuitorul înainte de documentare, de a face documentare, ca ei să înțeleagă ce le se întâmplă lor și astfel și cumva ce aport va aduce documentarea asta pentru clientul nostru. De asemenea, în unele cazuri este foarte interesant când supraviețuitorul participă în prevenirea torturii. De exemplu, o femeie din un alt din țări balcanice a zis că eu vreau să scrieți totul despre ce mi s-a întâmplat, fiindcă eu vreau asta să nu se mai repete altcuiva, cu altcineva. Deci chiar și unii supraviețuitori victime sunt dornici într-un fel să se facă documentarea dacă aceasta se face în mod corect. Deci, principiul de a nu face mai rău este foarte important pentru noi, așa cum am mai zis. Asta înseamnă că noi, ca medici cliniști, noi ne angajăm să facem această documentare pentru un proces juridic și trebuie să menționăm echilibrul între a face, între experiența noastră și solicitările clienților față de noi și și dacă vrem să facem față tuturor solicitărilor, noi trebuie să îi ascultăm foarte atenți pe clienții noștri. Dar în același timp trebuie să conștientizăm că aceasta ar putea să
să stimuleze un fel de experiență liberă. Deci noi asta, ca merge clinici, noi putem să facem asta doar dacă, să facem documentarea doar dacă noi simțim că putem să, înăuntru nostru putem să avem de-a face cu sentimente neplăcute pe care ar putea fi provocate la noi înșine și la clienții noștri. După cum am mai zis, este foarte important ca supraviețuitorii să fie convinși că depozițiile lor, că afirmațiile lor sunt la baza ceea ce scriem noi în raportul nostru, sunt baza raportului nostru. Supraviețuitorilor torturii deseori li se neagă control asupra vieții lor, deci ei sunt dependenți, ei în multe cazuri sunt dependenți de alte persoane, drept rezultat, de exemplu, a torturii. De exemplu, în cazul unei torturi, deci în urma torturii, supraviețuitorii se confruntă cu o lipsă de încredere în mental health of the person, that they are in at any stage of the process of able to know what's going on with them, because they might have been. Să fim în stare să le informăm, să le explicăm lucrurile, ca ei să înțeleagă ce le se întâmplă, prin ce trec ei înșiși. Deci, în Berlin, de fapt, centrul nostru a pregătit un ghid pentru cum a lucra cu supraviețuitorii în mod corect. Protocolul de la Istanbul deja a fost menționat. Deci s-a făcut o observație, o recomandare să vorbească puțin mai lent ca traducătorul să reușească cu traducerea. Deci în protocolul de la Istanbul se spune că evaluarea psihologică poate oferi probe critice, probe importante de abuz din anumite motive, din câteva motive, printre care sunt tortura ca cauza de provocare a sindromelor, torturile în rezultatul fără leziuni corporale. Deci și tortura în baza unor specificități. Deci aceasta este o problemă, deoarece acum vedem că foarte des, în multe cazuri, tortura, în modul în care este ea utilizată, nu lasă leziuni corporale, dar lasă însă leziuni, dacă așa se poate de spus, traume psihologice, și este foarte important să învățăm să înțelegem asta, dar traumele aceste psihologice sunt foarte greu de studiat. În Germania noi am observat dezvoltarea standardelor pentru persoane cu sindrom post-traumatic, traumatizate și deci în cazuri refugiaților deci în Germania a fost elaborat un document inclusiv și pentru instanțele judecătorești care am prevederi similare celor din protocolul de la Istanbul despre și aceste prevederi se referă la cum ar trebui să arate acel document care reflectă starea persoanelor cu traume psihologice și de asemenea în Germania în documentul nostru sunt menționate și prevederile. Deci una din aceste prevederi sau solicitări este că trebuie să arate în raport, în documentare, deci ce fel de condiție psihologică în ce stare psihologică se află persoana sau reclamantul. Deci aici trebuie să fie aplicate diferite standarde internaționale
like ca DSM 4 sau ICD-10, dar totuși cred că un lucru interesant pentru noi este că deoarece noi am avut discuții similare celor care le-am avut azi dimineață și deci noi le-am avut cu cu psihiatrii și doctori clinici, deci și pentru ce se folosește una și alta, în standardele germane noi am stabilit anumite reguli care puțin de tot diferă de standardele protocolului de la Istanbul. În standardele noastre de documentare se spune că acestea trebuie să fie sunt standarde de credibilitate de iar în protocolul de la Istanbul spune că aplicantul sau reclamantul, dacă se pune întrebarea dacă reclamantul arată careva urme de traume fizice sau mentale, consecințe sau consecințe care ar permite concluzionarea trecerii prin tortură. Deci acesta este un ghid despre care am vorbit, deci este un ghid foarte bun, ghidul cu privire la documentare și procesul de documentare, și dacă veți răspunde la întrebările prevăzute în acest ghid, o să aveți o idee într-adevăr foarte bună despre cum trebuie să fie format și structurat raportul. Acesta, de asemenea, deci ghidul vă informează și despre cum raportul trebuie să fie, deci cum am mai zis, structurat, în ce mod constatările trebuie să fie prezentate sau concluziile să se facă și așa mai departe. În același timp, și aici asta devine din ce în ce mai interesant, în protocolul de la Istanbul sunt menționate careva dificultăți prin care supraviețuitorii încearcă peste care ei încearcă să treacă, drept urmare a torturii. Deci, în special sindromul post-traumatic. Deci, fiindcă supraviețuitorii au de face cu probleme de memorie, de vorbire, deci, fiindcă ei nu vor să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat, lor li este rușine. Și, deci, ceea ce vă dovedește un astfel de comportament de traumatizant la supraviețuitori ar putea fi v-ar putea folosi în documentare, în procesul de documentare. Deci, de asemenea, pentru oamenii în Europa este important și elementul traducerii. Dacă refugiații nu vorbesc limba de stat, e nevoie și de traducere. Desigur că sunt careva obstacole de comunicare dacă faceți un astfel de interviu în vederea documentare și trebuie să țineți cont de astfel de dificultăți care ar putea fi provocate în comunicare și trebuie să vă dați seama că în timpul interviului supraviețuitorul torturii ar putea să nu se simte sigur, în siguranță, în securitate. Și de asemenea trebuie să vă dați seama bine că supraviețuitorii pot să nu dispună de viza de reședință în țară și ar putea să fie fiind în același timp refugiați și ei desigur că nu doresc să vorbească despre asta. Sunt și alte simptome fizice care, de care de exemplu lor le este rușine să vorbească și asta face procesul de documentare mult mai complicat. În protocolul german cu privire la documentare sunt câteva resurse foarte clare pe care le folosim, ca de exemplu documentele comisiei SUA, deci cu privire la care sunt constatările. Deci noi trebuie foarte clar să stabilim ce
Trebuie foarte clar în rapoartele noastre să stabilim, să menționăm referințele poate la alte rapoarte, ce a fost stabilit de, sau constatat de către noi, care constatările s-au făcut sau diagnosticurile care s-au făcut de către alte persoane, deci trebuie să punem referințele și în baza acestora să ajungem la concluzii, să le prezentăm concluzii. De asemenea, sunt reglementări foarte stricte despre istoria pacientului. Desigur că aici sunt și situații dramatice, sunt menționate și istoria pacientului, istoria medicală a pacientului înainte de tortură, deci și asta trebuie să să aveți în vedere. În protocolul de la Istanbul se spune că narratarea credibilă a aspectelor de supraviețuire a torturii sau a urmarilor a torturii trebuie să fie prezentate în detalii foarte minuțios, dar cer scuze, nu e din protocolul de la Istanbul, deci când desigur obținem răspunsuri atunci când medicii legiști spun că uitându-se la probe, deci spun că trebuie să fie foarte detaliat prezentate. Este clar că supraviețuitorii nu pot să facă față, să îndeplinească, să facă față tuturor acestor caracteristici din, și medicul legist nu poate să obțină toate răspunsurile la toate întrebările pe care poate să le pună. Deci, cu potrivit protocolului de la Istanbul, că această consistență între sau continuitate între răspunsuri nu neapărat poate avea loc de fiecare dată, în fiecare caz. Deci, modul în care noi facem documentarea și mă refer aici anume la Germania, la cazul Germaniei, deci modul în care noi facem asta documentarea, deci nouă poate să ne se solicite emiterea unui certificat medical, avocatul poate să ne cere să facem un certificat medical, poate, fiindcă pot avea nevoie de anumite informații. Noi facem și raporturi profesionale, dacă la solicitarea Ministerului de Afaceri Externe și de asemenea noi facem și rapoarte de experți sau avize care sunt în special în mod foarte special solicitate de către instanțele judecătorești în baza unor standarde, deci standardele care corespund colectării mărturiilor sau depozițiilor în instanță, în proces de judecată. Deci să vă arăt cum să vă demonstrez că cum pot fi folosite probele psihologice. Deci, în primul rând, deci semnele că ceva poate să nu fie în regulă sunt semne la care trebuie să atrageți atenție. Asta poate să fie făcut la orice centru sau la centre de medicale. Deci asta care se folosesc drept probe pentru procedura juridică și dacă ghidul sau instrucțiile, dacă raportul acesta este în conformitate cu ghidul, cu instrucțiile, este în majoritate acceptat, deci nu în fiecare caz, dar în majoritatea cazurilor, dacă este el acceptat, atunci e bine. Deci în rapoartele medicilor legiști, noi am integrat ce vedeți în colțul drept al slide-ului de pe ecran. Deci noi am inclus principiul de credibilitate care vine din partea medicilor legiști în domeniul psihiatriei. Deci aici urmează să fie prezentate constatările, unele constatări ale medicilor legiști în psihologie. Noi am putea să le folosim și să le integrăm în raportul nostru până la o anumită măsură. Acestea sunt rapoarte cu privire la tortură.
tuturor trebuie să fie luate în considerație atunci când noi facem, ne documentăm pentru raport. Deci acestea sunt unele exigențe, unele solicitări pe care instanța judecătorească ne solicită să le respectăm și dacă nu le respectăm, atunci raportul nu poate fi efectuat de noi, deci nu efectuăm raportul. În ceea ce privește, avem și o hotărâre a Curții Constituționale Federale în Germania, cu privire la calitatea probelor. Pentru noi, cazul acesta a fost unul foarte important, fiindcă până atunci noi nu prea ne dădeam seama când instanțele judecătorești pot să folosească, în ce cazuri folosesc rapoartele noastre și în ce cazuri pot să le ignoreze într-un fel. În 2007, însă, în baza acestei hotărâri, de atunci, de când a fost emisă această hotărâre, calitatea raportului contează foarte mult. De asemenea, în cazul refugiaților, trebuie de investigat dacă raportul nostru trebuie de văzut, dacă raportul nostru face față exigențelor și solicitărilor instanțelor judecătorești. Deci, calitatea faptelor prezentate drept dovadă trebuie să fie bine argumentat, trebuie să fie prezentat în mod logic și trebuie să fie obiectiv sau imparțial. Deci, acestea fiind spuse, am mai menționat că procesul de documentare este unul foarte, poate fi dificil, dar este important de ținut cont și de cazuri în care supraviețuitorul nu ne poate fi de mult folos, fiindcă memoria lui în scop de autoapărare nu-i permite să ne dea răspunsuri necesare. Deci, deci în raport trebuie să arate foarte clar cum se prezintă dovezile, deci trebuie să fie oferite informații despre contextul de explorare a dovezilor, cine a examinat probele, deci cine a făcut verificarea în testarea acestei informații, deci trebuie să prezentați o evaluare clinică, în raport de asemenea trebuie să discutați și alte explicații posibile sau plauzibile, explicații ale schimbărilor psihologice prin care trece persoana și de asemenea trebuie să prezentați și un prognostic care asta în cazul în care deci este în cazul refugiaților, ca persoana de exemplu ar putea fi deportată din Germania. Deci mergând deseori drept martor în calitate de martor la instanță judecătorești, asta îmi ia foarte mult efort de la și îmi fur mult efort de la tratamentul pacienților mei și deseori le pun întrebare și de ce lor le trebuie anume și raportul meu, de ce au rapoarte medicale, au alte rapoarte la îndemână, de ce le trebuie drept probă și raportul meu. Și mi s-au zis că psihologul studiază deci situația vieții, toate aspectele vieții persoanei și cu toate consecințele, deci în contextul juridic și pentru aceasta este astfel de raport cu astfel de concluzie ar fi foarte util pentru prezentarea concluziilor într-o hotărâre judecătorească. Vă rog să nu uitați, poate să notați întrebările și comentariile dumneavoastră voastră, ca mai târziu să le ridicăm și să le discutăm toți împreună. Acum aș dori însă să ofer cuvântul colegului meu de la Geneva, care vă va prezenta o experiență de timp de 20 de ani din Elveția, în contextul refugiaților în Elveția. Vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc mai întâi Centrului Memoria și doamnei Ludmila pentru invitație. Mi s-a solicitat să vorbesc despre experiența noastră de 20 de ani de
experiență în, în spitalul nostru din Geneva. Eu lucrez la spitalul din Geneva, am o comandă de consultanță, noi examen cam 200 de migranți pe an. De asemenea, examinăm și colaboratori din cadrul misiunilor Națiunilor Unite care se întorc din misiuni. Acesta este contextul în care activez. Am început să mă specializez în acest acest aspect al medicinei în anii, la sfârșitul anilor 80. S-a solicitat să examinez migranții care veneau în Geneva și ne-a dat seama atunci că problemele acelor migranți deci care au fost afectați de traumele de război și de alte afecțiuni, alte suferințe erau mai importante decât medicina tropică. Noi deseori adică a fost la începutul cazul unui tunisian care venea din solicita azil și noi am întocmit un raport care a fost transmis de autoritatea care au respins, care a spus contrar documentului domnului Sibilia, noi considerăm că nu există o legătură între tortură și problema medicală manifestată de persoana în cauză. După aceea am făcut o referire la Institutul de Medicină Legală a Universității din Geneva ca să vedem cum putem să documentăm acest caz mai eficient. Și cu ajutorul Institutului de Medicină Legală am stabilit acest cadru pentru raportul medicologist, cadrul care a fost stabilit și de către protocolul de la Istanbul, dar cum spuneam, anume asta este problema, trebuie să venim, trebuie să oferim un document ușor de înțeles pentru personalul non-medical și un document comprehensibil, adică sunt multe cerințe care trebuie, pe care un document comprehensiv trebuie să le întrunească. Pentru că coerența acestui document este elementul convingător pentru judecător. Apoi, în 1994, CEDO a solicitat Elveției să-și revizuiască decizia de a refuza azil unui ofițer, unui capitan din armata siriană în baza unui raport medical. După aceea, raportul nostru medical a fost citit foarte atent de autorități. După aceea, în 1995, unul dintre judecători de la Curtea de Apel a statuat că administrarea nu poate să ignore concluzia unui expert medical. Și în acel moment, acele rapoarte medicale au început să aibă o anumită pondere, o anumită greutate în procedura de examinare a solicitărilor de azil. A fost atunci când ne s-a solicitat să examinăm problema victimelor torturii de către ofițerul responsabil de procedura de aplicare și de asemenea către judecătorul Curții de Apel. Și acest schimb a fost extrem de fructuos, ne-a permis să înțelegem foarte bine profesiile colegilor noștri, ca să definim ce este strict legal, ce este strict medical. Și, în consecință, administrația acum nu are puterea, competența să conteste diagnoza noastră legală și noi, de asemenea, nu avem puterea, competența să contestăm careva sau să includem careva chestiuni juridice în rapoartele noastre. Și, în consecință, noi de ce să nu utilizăm cuvântul tortură în rapoartele noastre medicale, ci vorbim despre violență sistematică și repetată și lăsăm la latitudinea judecătorilor să decide dacă aceste definiții întrunesc definiția torturii. Însă dacă raportul nostru medical este comprehensiv și foarte bine documentat, atunci judecătorul sau alți juriști nu pot să nu constate decât că este, dacă este sau nu cazul torturii. Adică fiecare trebuie să-și facă miseria. Apoi, în 1996, în colaborare cu un judecător, și era momentul când veneau
soldați de la Srebrenica, ca combatanți din, din războiul din, din Iugoslavia. Atunci judecătorul mi-a solicitat să întocmesc raport, un raport comprehensiv în cauza unui, în situația unui soldat care de trei ore a supraviețuit situația execuțiilor în masă. Deci acest cel soldat deci fusese dezarmat de Națiunile Unite și nu, nu putea fi considerat combatant și era elegibil pentru azil. De acel moment toți refugiații la Srebrenica puteau să solicite azil. După aceea, acele rapoarte au avut un impact important asupra deciziilor administrative în situațiile acelor refugiați. 80% acestor pacienți au primit azil după în urma acestui raport. Deci, bineînțeles că nu raportul a fost documentul decisiv, însă a jucat, a avut un impact semnificativ. În 1988 am avut o discuție cu Federația Medicală Elvețiană. Am elaborat un formular, un chestionar similar cu cel al declarației pentru asigurare medicală, în baza care se putea prezenta problema medicală de o manieră mai riguroasă pentru administrație. Deci acum avem un formular pe care pacientul poate completa și formularul deja poate fi transmis diferiților, adică administrației sau autorităților. În acea perioadă au început să se năsprească procedurile de azil în toată Europa. Au fost impuse noi argumente juridice, iar unul dintre judecătorii de la Curtea de Apel a decis că judecătorul sau instanța este adică trebuie să ia în calcul raportul întocmit de un expert în legis în acest domeniu, dar nu și din partea unui practician, un medic practician. Și ori sumele, adică solicitanților s-a cerut să meargă la acești medici ca să le întocmească rapoartele. După aceea, trei rapoarte ale centrului nostru au fost evaluate și administrația a solicitat un contraraport, un contraexpertiză. Iar concluziile expertului al doilea au fost și mai puternice decât cele ale a noastră. Adică s-a considerat că eventual partea noastră era mai slabă. Și anumite momente cheie pe care trebuie să le subliniem. În primul lucru este că schimbul formal între juriști și medici permite un mai bun contact, mai bună legătură și anticiparea a necesităților și este foarte fructuos sub aspectul procedural. Raportul medical este un document științific și de aceea este extrem de important ca acesta să fie concis și scris de o manieră comprehensivă și de asemenea să fie de înțelesul non-specialiștilor în medicină. De asemenea, mi s-a solicitat să fac o prezentare judecătorilor de la Comisia de Curții de Apel și atunci nu știam că judecătorul care urma să ia cuvântul după mine era, adică ducea acea cauză. Era vorba de cazul unui tânăr bosniac care trecuse printr-o experiență oribilă în război, fusese utilizat ca slav de către paramilitarii din Bosnia. El ne-a spus o poveste groaznică. El a fost împreună cu alți trei prizonieri duși să sape un mormânt pentru patru deținuți care au fost torturați până la moarte. I-au dus noaptea într-o pădure și i-au pus să sape mormântul. Și înainte de a pune cadavrele în mormânt, au observat că unul se mișca și nu era mort. Și l-au refuzat să-l pună în mormânt, în grob. Și atunci, unul dintre cei care au refuzat au fost ucis și ceilalți au fost impuși să le pune pe cele două corpuri în groapă. Deci eu m-am gândit atunci inițial că raportul meu era poate prea dur, poate că transparea foarte evident
groaza pe care am simțit-o și probabil că judecătorul nu era pregătit să audă acea poveste. Însă, după anumite explicații, solicitantul meu a primit azil după 3 luni. Deci acesta denotă importanța acestor documente, acestor rapoarte. Ele trebuie să fie neutre și extrem de tehnice, însă trebuie în același timp să ilustreze realitatea situațiilor prin care a trecut persoana, pacientul. Un alt moment cheie pentru mine este că calitatea raportului medical depinde în întregime de relația terapeutică. Și următoarele 3 puncte pe care am să încerc să le ilustrez cu un alt caz clinic, în care un tânăr bosneac la 5 ani după războiul din Bosnia a fost prins la începutul războiului, a fost aruncat într-un lagăr cu mama sa. Mama a reușit să părăsească tabăra, el a rămas singur, a fost bătut crunt și a fost înrolat cu forța în poliția paramilitară sârbă. Deci el purta uniformă sârbă, i s-a dat un nume sârbesc și toată perioada războiului care a urmat, a luptat pe partea sârbă. Când a ajuns în Elveția, pacientul meu, unul din pacienții mi-a spus, o să primim un trădător care este responsabil de... Un alt pacient mi-a spus, acum o să vină un trădător care este responsabil de moartea multor conaționali de-a noștri. Deci el a fost bătut foarte crunt de compatrioții lui când a ajuns în Geneva și el a vrut să depună depoziții. M-a rugat să luau legătura cu Curtea Penală Internațională de la Haga și a venit judecătorul de acolo să-l interveveze. El a petrecut cel puțin 22 de ore cu acest tânăr bosniac, după care mi-a spus să nu vreau să mai forțez mâna cu această persoană, pentru că dacă mai intru în mai multe detalii, ar trebui să-l iau cu mine la Haga ca să fie judecat ca și criminal de război, dar nu vreau să merg la asta. După aceea, acesta s-a căsătorit, a avut un copil și ne-a pierdut legătura timp de 4 ani. După 4 ani s-a întors în acea tabără de refugiați, avea o armă fracturată, o mână fracturată, a avut suferise 5 intervenții chirurgicale, care, în opinia chirurgului, a fost reușită, însă el nu mai putea să-și folosească mâna. A fost diagnosticat cu algoneurodistrofie și avea dureri severe în mână, în brațul respectiv. El a solicitat asigurare de dizabilitate și a fost examinat de reumatolog și psihiatru. Reumatologul a spus că nu este handicapat, că mâna este funcțională, iar psihiatru a spus că el simula, că se prefăcea. Bineînțeles că în timpul interviului el nu le-a povestit despre faptul că fusese polițist cu forța în armata paramilitară. Deci, la fel și judecătorul a fost surprins de maniera în care psihiatru a descris situația și a solicitat o contraexpertiză. Acel tânăr a fost examinat de un alt psihiatru, a avut loc o discuție îndelogată, prealabile, s-a explicat prin ce am trecut noi în cazul acestui persoane, iar al doilea psihiatru a fost foarte binevoitor cu el și în final s-a luat o decizie pozitivă pentru azilul lui. De asemenea, am reușit să facem două expertize, să utilizăm două rapoarte de expertiză. Deci, unul era oarecum tendențios și de aceea cooperarea între medici, experți și medicul curant a fost extrem de util această cooperare pentru pacient. Deci, raportul medical are o importanță foarte mare în ceea ce privește coerența tabloului clinic. După aceea, raportul medical are și o pondere terapeutică, așa cum s-a descris anterior.
Procesul întocmirii unui raport medical este și ea, este și acest proces o formă de terapie în sine, o terapie narrativă, și care poate fi utilă pentru pacient și poate consolida relația dintre medic și pacient. Un lucru specific că torturii, nu doar detalii sunt importante, ci și un alt lucru caracteristic torturii, adică important, este tablou clinic. Adică, bineînțeles, tabloul fizic, adică pătămările, cicatricile, dar și problemele psihologice, lipsa de încredere, dificultatea de a relaționa în grup și toate alte probleme pe care le observăm în cazul situațiilor post-traumatice. De aceea, dificultatea întocmirii raportului medical este de a reuși să ajungem la un tablou complet. Toate aceste lucruri s-au descris în protocol de la Istanbul. Deci vreau să ilustrez acum să vă prezint această imagine. Cum poți să transmiți unui judecător suferința prin care a trecut o astfel de persoană ținută legată așa, legată la ochi? În această poziție nu poate să facă nimic. Este pur și simplu un obiect. Este bătut, nu poate vedea când vine lovitura următoare. Poate să audă diferite voci, poate să fie sodomizată. Nu poate să facă absolut nimic. Și cum ne putem imagina tulburările emoționale prin care trece o astfel de persoană care este epuizată și terminată? Și important este aflăm de la persoana astfel de persoană este să nu o facem să treacă de nou prin aceste trăiri. Cred că am să mă opresc aici. Pentru mine, elementul cheie documentării este să creăm un context în care, un cadru, un mediu în care pacientul să poată să vorbească. Deci, spuneam adineauri că expertul pentru asigurarea de invaliditate nu a reușit să reveleze toate detaliile întreg tablou. Era al doilea deci expert care a fost implicat a reușit să scoată la iveală toate elementele. Deci trebuie creat cadrul în care pacientul să se simte confortabil, să se simte comod, chiar când intră în birou, în special dacă bineînțeles că să nu existe prea multe instrumentar tehnic care să-l sperie. Un al doilea punct major este derularea interviului. Este foarte important că în cazul torturii, când pui persoana sub presiune, persoana de ziuri nu știe cum să răspundă, se excită emoțional și devine confuz. Un pacient libian a fost văzut de examinat de 14 medici. Unii medici au spus că suferea de retard mental, alții spuneau că este perfect normal. Problema era că, sub presiune, nivelul emoțional se ridica și el era total confuz și derutat și incoerent și arăta chiar foarte prostește. Când se reducea nivelul emoțional, putea să-și recupereze coerența. Deci modul în care se derulează interviul este foarte important atunci când vrem să aflăm mai multe informații. Și aici un ultim punct, aici poziția medicilor. Deci avem aici două funcții complementare. Expertul, medicul legist, are responsabilitate juridică pentru documentul pe care îl documentește, iar doctorul curant, deși are experiență poate de luni de zile și poate să colecteze foarte multe informații, timp pe care nu-l are medicul legist, cum a fost și în cazul acelui pacient din Bosnia. Deci, acestea sunt elementele cheie care trebuie să evidențiate. Și ultimul punct aici este vorba despre instrumentalizarea raportelor medicale. Deci poziția
doctorului în medicină, deci medicilor în centru este foarte inconfortabil. Deci, sunt persoane care încerc de la mine rapoarte medicale în baza cărora ei se poate rămâne în Elveția, iar juriștii, deci judecătorii îmi cer rapoarte ca să-i poată alunga pe aceste persoane care solicită azil, să-i poată alunga din țară. Deci de aceea trebuie să facem un lucru bun și ca să putem ajuta oamenii, în esență. Deci acestea sunt elementele cheie, punctele cheie în ce își privește experiența noastră din Geneva. Trecem acum în sesiunea de discuții, întrebări și răspunsuri. Voi încerca eu la început să compilez mai multe idei, deci esențiale despre ceea ce am vorbit până acum. Un lucru, un punct asupra căruia s-a vorbit foarte mult, cum spunea unul dintre vorbitori înainte de pauză, despre dificultatea enormă de a demonstra în afara dubiului rezonabil, în afara, când deseori nu reușești să faci dovada. Și cum spunea vorbitor și până la pauză, este vorba de dovezi, de probe care deseori pot să contreze acea presupunere. Și deși s-a efectuat deja adică există deja experiență în baza protocolului de la Istanbul, dar există deja experiență cum a fost experiența Suediei în care rapoartele medicale sunt deseori respinse și cum a spus și CEDAW, că nu acesta este genul de probe care sunt necesare, dar oricum acesta, adică astfel de rapoarte sunt anume acel gen de probe în care sunt deci dovezele irefutabile, deci care nu pot fi respinse absolut. Și anume, cum putem noi fi sprijiniți ca să venim cu să utilizăm probele pe care le avem? Acum, întrebări dacă aveți și dacă aveți remarci sau afirmații, rugăm să le exprimați, însă nu foarte lung. Is that, do you understand? Yeah, I don't know how it works. My name is Gita. Mie îmi spune Kisla Shifla, sunt din centrul de tratament a supraviețuitorilor torturii din Berlin. Aș vrea să menționez ceea ce au spus unii din voi. Aș dori să vorbesc despre persoanele handicapate, despre diferite discrepanțe în diferite discipline. Deci eu sunt un medic legist, dar în același timp și sunt și expert clinic. Deci din experiența mea pot să vă spun că sunt diferențe între acestea, dar sunt și similarități. Câteodată simțim similaritățile acestea, fiindcă noi folosim același vocabular, aceleași terminologii în diagnosticare, în procesul de diagnosticare și de deci pentru a arăta careva acuzații false în domeniul juridic. Deci eu cred că destul de des problema ține de faptul că noi ca experți noi tindem să noi sau preferăm niște explicații simple, de aceea noi folosim un fel de consecvență și în ceea ce privește exprimarea, narrarea istoriei pacientului. Deci folosim de exemplu aceleași verbe, le repetăm, dar totuși este o anumită consecvență, o coerență relativă în toate acestea. Asta este important și pentru faptul sau analiza faptului cum memoria lucrează în unele circumstanțe dramatice. Dar eu cred că noi ca experți trebuie să
să explicați mai exact cum putem să trecem peste aceste diferențe dintre disciplinele noastre, deci fiindcă câteodată pur și simplu nu oferim explicații destul de clare, destul de minuțioase. Deci eu sunt de acord, dar tot modul în care eu văd lucrurile nu e vorba de faptul că rapoartelor nu le ajunge esență, esența este bună, nu le ajung detalii. Deci asta e diferența principală. Deci dacă puteți să vă exprimați opiniile experții despre acest comentariu. Deci din experiența mea pot să vă spun că consistența deseori înseamnă să vorbim de câteva ori cu unul și același despre unele și același lucruri cu supraviețuitorul, despre ce înseamnă lucrurile prezentate de noi sau înțelese de noi că pentru ei, și trebuie de fiecare dată să menționăm că dacă să vedem, să urmărim dacă este consistență sau coerență în ceea ce spun ei și dacă trebuie să vedem dacă ei, supraviețuitorii, pot să vă explice de ce ceea ce spun este adevărat și dacă noi am înțeles corect ceea ce ei au vrut să spun, fiindcă câteodată în timpul interviului, interogatoriilor sau documentării, ei sunt sub o astfel de presiune încât lor le vine foarte greu să se dea explicații clare și de ce noi repetăm conversațiile, dialogurile noastre și de ce, o să vedeți că în documentările noastre este lipsă de puteți să nu le găsiți mereu coerente sau consistente. Rolul raportului medical, deci majoritatea rapoartelor noastre, noi avem decizie administrație și noi putem să înțelegem unde, anume la ce fragment persoana nu a fost bine înțeleasă sau corect înțeleasă. Și astfel putem să restabilim consistența în întreaga imagine, în întreagul tablou și întreaga istorie a pacientului sau supraviețuitorului. Deci asta diferă deci foarte mult de alte situații. Noi avem la bază decizie sau opinia ofițerului administrativ. Alte comentarii, vă rog? Bine, eu am o întrebare pentru Eliza. Deci ați vorbit în prezentarea dumneavoastră despre credibilitatea sau evaluarea credibilității, că aceasta face parte din rapoartele voastre. Deci puteți să vorbiți puțin mai mult despre acesta, deci cum de fer ați spus despre dacă se folosește această evaluare a credibilității în rapoartele medicilor legiști. Deci eu sper că colegii mei vor accepta ceea ce spun. Deci când am prezentat primul raport despre psihologie legistă, deci foarte multe întrebări au și comentarii au parvenit despre ce este această psihologie legistă și ce este o evaluare sau în general credibilitate în sens general deci oamenii care veneau din domeniul acesta legist sau criminologic, noi într-adevăr am constatat că sunt unele elemente pe care noi le includem în rapoartele noastre, însă noi le explicăm puțin diferit spre deosebire de alți experți. Deci am menționat asta și puțin mai devreme. Deci dacă știți ce face o traumă, cum afectează memoria, memoria unui om, puteți să verificați timpul. Timpul, dar dacă nu aveți destule cunoștințe despre consecințele traumei asupra memoriei persoanei. Boala care este legată de o experiență dramatică sau traumatică, deci memoria în cazul acesta poate deci memoria poate să ascundă careva fapte. Deci noi nu avem probe că acestea putem să nu avem probe că persoanele respective sunt traumatizate în mod grav, dar noi nu avem și cercetare care să ne spună că putem să aplicăm aceleași criterii atunci când lucrăm prin intermediul sau conversăm cu supraviețuitorii prin intermediul traducătorilor și interpreților.